Doamna Podaru care este în concediu. Da, deci sunt 10 consilieri, nu? Da. Având în vedere dispoziția numărul 440, privind convocarea Consiliului Local numărul 120 în ședința ordinară în data de 30.02.2017, primarul Comunii numărul 120, județul Iași, având în vedere prevederea articolului 39 aliniatul 1 și ale articolului 42 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrarea publică locală de educație și în temeiul articolului 68 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală de educație, dispune se convoacă pentru data de 30 august 2013, ora 17, în ședința Consiliului Local de Răsorești, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului Local de Răsorești. Secretarul Comunitului va convoca în scris Consiliul Local de Răsorești și va comunica în contact cu prezenta dispoziției în plus efectul și de ziacă în control și legalitate. Dăm citire convocării. Se convoacă pentru data de 30 august 2013, ora 17, Consiliul Local în Răsorești, în ședința publică ordinară, următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare cu Asociația Comunilor din România în vederea organizării și executării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului amenajare teren multifuncțional în localitatea Berșeni, Comuna Răstovești. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării avizelor solicitate de societăți pentru desfășurarea activităților de excavare a agregatelor minerale din alte minori a râului Moldova. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării hotărârii Consiliului Local numărul 63 din 2012 privind nivelurile pentru valorile impozitabile, impozitele și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 în conformitate cu prevederile articolului 15 din legea numărul 407 din 9.11.2006, actualizat privind vânătorii și protecția fondului cinegetic. Informare privind organizarea pășunatului în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 01.03.2013, cât și a regulamentului de pășunat pe teritoriul administrativ al Comunei. 6. Informare prezentată de directorul Școlii Gimnaziale Răsovești, profesor Gașcă Paul Gheorghe, privind situația lucrărilor executate de către SCF Proconsum SRL Pașcani, în baza contractului înregistrat cu numărul 5449 din 30.11.2006, prin care, în calitate de executant, se obliga să execute, să finalizeze și să întreține lucrările de reabilitare la Școala Gimnazială de Răsovești, în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 1262 din 2006, privind aprobarea finanțării din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării corpului 1 din cadrul Școlii Gimnaziale din Răsovești, având în vedere situația lui actuală. Proiect de hotărâre privind aprobarea mișorării distanțelor de amplasare a corpurilor de clădiri din cadrul Școlii Gimnaziale Răsovești, cu luarea unor măsuri compensatorii în conformitate cu prevederea aliniatului 2.2 din normativul P118/99 privind amplasarea construcțiilor și conformarea lor la corp. Nou proiect de privind de asemenea, desemnarea domnului Diaconu Florinel pentru reprezentarea în cadrul ședințelor AGA. Proiect de hotărâre privind... Deci pentru APAVICA, da. Și pentru ARSA acesta. Așa. De altfel, tot la fel, domnul Diaconu Florin pentru reprezentarea în
ședințelor în cadrul abalitar. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 7 la actul constitutiv și actul adițional numărul 8 la statutul Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal Iași Arsacis. 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor la contractul de reglare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare conform actului adițional numărul 10. 13. Proiect de hotărâre privind plata redevenței de către SCA Capital S.A. pentru bunurile de retur concesionate. 14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din Sistemul Național de Învățământ preuniversitar pe raza teritoriului Comunei Miroslovești. 15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședința Consiliului Local Miroslovești pentru ședința următoare din anul 16. Prezentarea rapoartelor de activitate Consiliul Local din cadrul Consiliului Local. Proiectele hotărâre de pe ordinea de zi au fost inițiate de către primarul Comunei Miroslovești împreună cu membrii Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Miroslovești. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, înțeles. Înainte de a trece la primul punct al punctului, de aprobare. Da. Avem procesul verbal din ședința anterioară, care mai citim și așa pe o... Vă dau amintiri, citesc părea să vă așa în proiectul care a discutat atunci. Și așa sunt multe proiecte ordinea de zi și rezulta să... Dacă doriți, așa. Procesul verbal încheiat astăzi 26.07.2013 în ședința ordinară publică Consiliul Local Miroslovești. Dau citiri la proiectul hotărâre. 1. Proiectul hotărâre privind aprobarea regulilor și dispozițiilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Comunei. Proiectul hotărâre privind interzicerea comerțului ambulant pe teritoriul administrativ al Comunei Miroslovești. Proiectul hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei. Proiectul hotărâre privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată ca asociat unicului Consiliu Local. Proiectul hotărâre privind alegerea președintelui. Și avem aici prezentarea raportului de activitatea partii consilieri care au fost programați în ședința trecută. Sunteți de acord cu care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dați voie să prezint. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare cu Asociația Comunilor în România în vederea organizării și implicitării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale. O să mai citesc expunerea în baza care a fost făcut proiectul de hotărâre, citesc doar articolul. Articolul 1. Se aprobă aderarea Comunei Miroslovești Piețuiaș la Asociația Comunilor din România, însușind prevederile statutului acesteia. 2. Calitatea de membru al Asociației Comunilor de România va fi prevăzută în statutul Comunei Miroslovești aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Se însușește modelul cadru al acordului de cooperare pentru organizarea și implicarea unor activități stabilite prin legea autorităților administrației publice locale, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Acord în conformitate cu prevederile acordului 232 din 15.10.2010. Se aprobă participarea funcționarilor publici din structura funcțională a Comunei Miroslovești, de Țuiași, la constituirea corpului profesional al Asociației Comunilor din România. Secretarul Comunei Miroslovești va comunica un exemplar de prezent a Institutului Prefectului, președintele Asociației Comunilor, primarul Comunei Miroslovești și va aduce la cunoștința cetățenilor comunii prevederile prezentei hotărâri prin afișat. O să vă citesc și nota de fundamentare.
notă de condamnare privind aprobarea acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România. Subsemnatul, gospodarul 1, primarul Comunei Mirostovești, județul Iași, având în vedere că în momentul de față în Comuna Mirostovești, în cadrul aparatului de specialitate, nu dispune de personal suficient pentru toate structurile din subordinea aparatului de specialitate, precum și a faptului că angajarea de personal este blocată, iar pentru respectarea prevederilor legale în ceea ce privește activitatea de audit, este necesară întocmirea de situații și de personal specializat. De asemenea, este necesar și funcționarea unui compartiment responsabil cu întocmirea proiectelor pentru comunitate, solicit aprobarea acordului de cooperare cu Asociația Comunelor de România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite de lege, autorităților administrației publice locale, având ca scop înființarea, organizarea și funcționarea activității de audit și a structurii de întocmire proiecte. În urma acestui acord, Asociația Comunelor, în calitate de entitate organizatoare și de angajator, își asumă următoarele obligații. Se constituie un compartiment de luare proiecte și nu de audit, astfel încât să asigure realizarea activității de audit și de luare proiecte la instituțiile publice locale prinse în acord. 2. Să respecte prevederile procedurile privind parcursul celor patru faze ale execuției bugetoare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor prevăzute la articolul 14, să întocmească și să depună declarațiile privind impozitele și contribuțiile aferente drepturilor de personal, precum și cele specifice angajatorului potrivit legii. Să asigure procesul de selectare și de angajare a personalului. Să asigure condiții necesare realizării competențelor privind activitățile planificate în conformitate cu normele generale. Să asigure condițiile necesare pregătirii profesionalului la nivelul cerințelor stabilite prin normele metodologice specifice instituțiilor publice locale. Să respecte cadrul legal, metodologic și procedural specific activității. Să conducă și să țină evidența cheltuielilor ocazionate de înființarea, organizarea și funcționarea structurilor. Să stabilească indicatorii de performanță privind exercitarea activităților respective, să calculeze și să raporteze anual indicatorii de performanță privind exercitarea acestor activități, să realizeze și să publice un raport anual referitor la activitățile implementate, să întocmească planul anual, respectiv multianual de activitate, să elaboreze și să supună aprobării metodologia de organizare a activităților enumerate, să convoace anual, ori de câte ori consideră necesar, reprezentanții legale ale instituțiilor publice locale semnatare a reprezentului acord, având în vedere prevederea legii 95 privind administrația publică locală rectificată, să pun Consiliul Local să aprobe acordul de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin legea autorităților publice locale, respectiv activitatea de audit și cea de întocmire proiectului. Avem și literatul comisiei aici, o aviză favorabil. Dacă mai aveți ceva de înlămurit, dacă nu, trecem la vot. Care este pentru? Abține? Am tot. Următorul proiect de hotărâre. O să fie exemplu că proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul amenajare terenului național în localitatea Verșeni, Comuna Mirostovești, județul Iași. Consiliul Local al Comunei Mirostovești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul amenajare terenului multifuncțional în localitatea Verșeni, Comuna Mirostovești. Articolul 2. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se desemnează primarul, viceprimarul, împreună cu compartimentul din aparatul de specialitate. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica un exemplar de prezenta instituției prefectului pentru control și legalitate și va duce la cunoștința cetățenilor Comunei Mirostovești. Prevederile prezentei hotărâri din afișare. O să vă prezint nota de fundamentare. Subsemnatul, gospodarul 1, primarul Comunei Mirostovești, având în vedere că în momentul de față în Comuna Mirostovești nu există spații de recreere pentru tineri și de asemenea nici unitățile școlare nu dispun de terenuri de sport pentru desfășurarea activităților școlare, propun spre realizare
a unui teren multifuncțional ce va fi amenajat în apropierea școlii Hârșeni. Pe terenul ce a fost transferat de la Consiliul Județean prin destinat în trecut pentru centru de plasament. Scopul realizării acestui obiectiv este asigurarea dezvoltării armonioase a tinerilor de română prin practicarea sportului și oferirea unor variante utile de petrecere a timpului liber. Proiectul se referă la realizarea unui teren multifuncțional ce va permite desfășurarea în bune condiții a unor activități sportive și, nu în ultimul rând, pregătirea echipelor sportive din copii. Având în vedere prevederile legii 215, privind administrația publică locală, propun Consiliul Local să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului respectiv. Acolo, știți ce este vorba? Avem avizul favorabil la Comisiei prin literatul este. Așa. Care este pentru? O întrebare. Mai este ceva? Despre terenul de sport, da? Terenul da. De sport. Finanțarea de unde este? Finanțarea de sport, bugetul local. Bugetul local. Bugetul local. Da. Înseamnă la mări? Și ca și valoare? Valoarea e undeva la 2 miliarde. Poate 12 lei. Acum. E bine? Da, așa că ca o mică observație, sunt subiectiv în ceea ce afirm. Este foarte bine ce s-a făcut. Felicit inițiativa dumneavoastră. Dar este o investiție la nivel de comun, care, după acesta, este într-un sat component. Sigur că ați fost la reședința comună. Dar să ducă la partea asta sportivă, să fie la îmbrăsărești. Eu cred că urmează. Nu urmează. Deci, asta este o formă personală. Da. Sigur, am văzut-o. Îmi place, mă arată foarte bine, mă bucur sincer. Domn primar de făcut la Leșani, vă considera că poate sunteți mai pretențoși. Dacă vă place, când vă făcut așa, să sunteți mai bun din coasă. Nu o să vă placă, o să facem la fel. Nu o să vă placă, o să facem mai frumos, o să facem mai frumos. E bine să rețineți, când eram director și era alt primar, eu spun asta pentru că am oful meu. Deja am semnat predarea de amplasament pentru construirea acestei baze sportive la centru de comun, la Îndrăsărești, cu sală de sport, cu modernă. Iată că lucrurile s-au schimbat. Aplicat. În ce constă terenul ăsta multifuncțional? Multifuncțional, trebuie să fie și de... Așa, anumite activități. Mai puțin sportive. Da. Ai la cineva să mai spui ceva? Eu trebuie să mă abțin, dar pentru că s-a construit de acum, sunt eu. Da. Atunci, în seara ce suntem, care este pentru acest obiectiv? E deja construit și noi nu știm. Da, dar știu. Abține? Împotrivă? Toți pentru, da? Da, asta nu e așa. Următorul proiect de hotărâri, privind aprobarea eliberării avizelor solicitate de societăți pentru desfășurarea activităților de excavare, agregate minerale din arde minor al râului Moldova. Așa, hotărăște. Prezidați noastră. Deci, aviz privind eliberarea a hotărârii privind aprobarea eliberării avizelor, solicitare de societăți pentru desfășurarea activităților de excavare a agregatelor minerale din albia râului Moldova. În Consiliul Local, hotărâște. Se aprobă eliberarea avizelor solicitate de societăți pentru desfășurarea activităților de excavare a agregatelor minerale din albia minoră a râului Moldova cu respectarea prevederilor impuse de lege. 1. Depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de excavare, însoțită de planul de situație cu viza OCPI, profilul transversal și longitudinal, statul de carte funciară,
permisul de exploatare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărie a apelor, procesul verbal de perfectare privirea imobilului, procesul verbal de constatare în teren. Achitarea anticipată a taxei de exploatare în conformitate cu normele mecanice, capitolul 5 din titlul 9 al codului fiscal. Articolul 2. Autorizația de excavare nu este de natura autorizației de construcție și nici nu oprește pe aceasta. Iar plata acestei taxe nu scutește pe titularul autorizației de orice obligație fiscală legală. Lucru confirmat de capitolul 5, titlul al 9 din codul fiscal. Articolul 3. Secretarul Comunei Grăbăcărești va comunica un exemplar instituției prefectului pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință cetățenilor comuni din Rostovești. În nota de fundamentare am prevăzut următoare. Semnatul gospodarul estimatul Comunei Rostovești. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre în scopul creșterii încasărilor la bugetul local, precum și pentru punerea în aplicare a hotărârii privind taxele locale. Propun ca pentru obținerea avizelor prevăzute pentru obținerea autorizației din partea compartimentului de specialitate al primăriei pentru unitățile ce desfășoară activități de excavare, acestea trebuie să facă dovada achitării taxei respective. Proiectul are în vedere că în momentul de față veniturile autorităților publice locale sunt mici și nu putem acoperi cheltuielile pentru realizarea unor proiecte pentru comunitate. Având în vedere prevederile legii 215 privind administrația publică locală, propun Consiliul Local să aprobe prezentul proiect de hotărâre. În concluzie, să explic, este vorba de acea taxă stabilită prin Consiliul Local, care trebuie să o achite unitățile care desfășoară activitatea de excavare. Era o confuzie aici, când trebuie plătită, la începerea desfășurării activității, pe parcurs, și vine să fie clar precizat lucrul acesta. Deci, trebuie să fie achitat în momentul în care el își solicită avizul. E prevăzut în certificatul de urbanism. Este o taxă locală. După aia, greu reușim totuși să o încasăm, dar sperăm să te face așa un pic de el. Comisia tot la fel specificată în referat. Tot la fel, înainte de a obține avizul, să aibă dovada plății. Autorizația și favorabilă. Foarte bine, pentru că așa că asta e mai greu. Așa că... Și această taxă este prevăzută de codul fiscal. Și... Nu are motiv ca să fie contestanță, că este confirmată și de decizia națională 1425. Nu am verificat. Da. O să fie greu, într-adevăr, pentru societățile care excavează. Nu este greu. Nu este greu, atunci se încasează, vine apa mare și apa duce. Dacă e ușor, când excavează, din punctul meu de vedere, eu așa văd, nu văd situația prea roz, indiferent că e societate care se ocupă cu excavare sau e de societate. E criză omului de unde să plătească asta, vă spun din stat. Doar, eu zic că e eșalonat cumva, domnule, da, am început. La început, când știți foarte bine situația de la Gărșină. La compensare. Știu, dar dacă nu am făcut o clauză la contract, care să specifice asta, dacă în termen de, când plătești o parte, începe excavarea și pentru cât ai excavat, după aia mai plătești o parte. Bine să vă treci într-o comisie de aia, să mergem cu cerutul la ei să plătească. Acum, eu vă întreb altceva. Cum vedeți, eu așa vă trebuie. Cum analizați situația în care societăți de acest gen funcționează de 5 ani și n-au plătit deloc. Asta e. Acum, cum mai puneți ceva? Doar că de ce nu ți-au înțeles? Bine, societate nu. Nu mai e. Deci toate societățile. Explicit. Deci toate societățile, pentru a li se elibera autorizație de construcție eliberată de Consiliul de Țenaș, trebuie avizul nou. Dar pe om, atunci când el îți solicită avizul, atunci el are nevoie. Dar ce faci? Trebuie să prezinti cererea, trebuie să prezint toate documentele la impozite ștați și să achite taxe locale. Deci eu arăt de noi nu stăm pe de bază și să vedem ce faci cu tărere de locale. Nu cred că o să închide poate și să plece. E
locale și alte taxe asimilate acestor, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 în conformitate cu prevederile legii numărul 571-2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, hotărât guvernul numărul 1309 din 27-12-2012 și a legii numărul 407 din 9-11-2006 actualizat privind vânătorii și protecția fondului cinegetic. Consiliul Local de Rostovești hotărăște. Se completează hotărârea Consiliului Local de Rostovești numărul 63-2012 prin nivelul valorilor impozabile, impozite și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2013, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru a asigura corelarea cu prevederea legii numărul 571-2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare cu conform hotărârii guvernului numărul 1309 din 27 decembrie 2012 și a legii numărul 407 din 9-11-2006 actualizată privind vânători și protecția fondului cinegetic ce prevede calculul tarifelor de gestionare conform suprafețelor productive cinegetice și înscrise în fișele fondului cinegetic ce trebuie achitat de gestionarii proprietăților de teren care dețin suprafețe în cadrul fondului aferent sezonul de vânătoare 2012-2013. Plata se va face de gestionar la solicitarea persoanelor fizice și sau juridice care fac dovada proprietății terenurilor în condițiile legii și a fișelor fondurilor cinegetice sunt afișate pe site-ul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. Articolul 3. În cazul în care se constată că situația proprietății da, inițiale, înscrisă în fișa fondului cinegetic, nu mai corespunde, puteți solicita actualizarea fișei fondului cinegetic în baza actelor de proprietate conform contractelor gestionate, procedându-se la recalcularea tarifelor de gestionare ce se convin conform metodologiei de calcul prevăzut de prevedere legilor în vigoare. La articolul 4, secretarul Comunei Rostovești va comunica un exemplar de pe prezenta instituției prefectului de țiaște pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință cetățenilor comune prevedere prezentei hotărâri prin afișare. Aici este vorba de completarea prevederilor privind taxele locale, privind impunerea unei taxe suplimentare, privind această activitate pe care trebuie să o
plătească gestionarii care îi țin conturi de vânătoare. Deci, face referire numai la fondul 50, da? Deci nu la celălalt. Da. Așa este în sumă de 0,2 euro pe hectare. Da, dar la ce, nu îți plătesc suma asta, că nu înțeleg, că spun energetic, este tot, de exemplu, la 3 comuni, să zicem, numai fondul energetic 3, fondul de vânătoare, la 3 comuni, da? Și sunt proprietățile oameni, nu este la primărie. Păi, nu, ce aici este menționat. Deci numai terenul primăriei, da? Deci așa, deci dacă o plata tarifilor se face conform suprafețelor productive cinetice, scrise în fișele fondului cinetice, trebuie agitată de către gestionar, proprietarul se termină. Deci dacă o asociație de vânători are, aici avem ca are de, ca are de funcție, fond de vânătoare pe terenul primăriei, da, la primărie, da, dacă are și pe teritoriul oamenilor, ar trebui să plătească. Și oameni normal. Așa ar fi normal, dar... Avem adrese de la ei. Inspectoratul și pământul bunic. Inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare social. Deci este adresă la mine lor. Noi iurăși. Da, da, da. Ei au solicitat. Deci ca să nu putem plătă. Prin prezenta, urmarea a scrisorii la Ministerul Mediului și schimbărilor climatice, da, așa, vă transmitem calculul tarifelor de gestionare conform suprafețelor productive cinegetice înscrise în fișele fondurilor cinegetice ce trebuie achitate de către gestionarii proprietarilor de terenuri care dețin suprafețe în cadrul fondurilor cinegetice. Aici nici nu se înțelege. În conformitate prevederea articolului 15, alineatul 4 și 6, litera D, din legea vânătorii și fondul cinegetic. Nu, e pe terenul. Dar nu nu se referă la noi. De exemplu, la Soșa, cum are particular. Acum e particular. Deci, prin adresa asta, s-a am înțeles ce e vorba. Deci, dacă fondul de vânătoare se întinde... Noi trebuie să facem o solicitare către ei. Și în funcție de ce suprafețe deținem, trebuie să fixăm cu totul. Avem să locăm taxa respectivă, ca să avem cadrul legal, așa o putem în casă. Da? Și... asta se pare... treaba compartimentului de specialitate. Sunt și private. De exemplu, soți și privat. Referatul. Nu contează. Avizat favorabil în comisie. Auzi, când vorbesc gestionarul, gestionarul e una, ăla care gestionează banii fondului. Și credeți ce nu mai sunt. 0,2 euro. Nu știu, nici nu mai sunt de stat. Că ați înțeles să rănie animalele ca primărie. Că e grasă, că numesc un lucru. Care este pentru? Eu sunt împotrivă. Care sunt pentru? A, deci împotrivă e 9%. Ce nu vreți să plătești? Nu de asta. Nu de asta. Dar de asta de terenul meu. Dar este un următoare, că să ajungi la terenul tău la funeală. Și îl protejezi. Și îl protejezi. Cum poștile rezolvăzătoare? Nu, dar îl protejezi. Dar e... nu ai cum să fii în cauza de ei. Stabiliți prin... prin lege ordeană. Dar nu e clar. Nu, 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 cum interese de eu, pe 6 județe. Inclusiv Bacău și izolat. Următorul punct este informarea prezentată de directorul Școlii Generale Văzărești, profesorul Gașta Paul Gheorghe, privind situația lucrurilor executate către SCE Pro Consim SRL Pașcani, în baza contractului înregistrat cu numărul 5449 în 30-11-2006, privind
prin care, în calitate de executant, se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină lucrările de abitare la Școala Gimnazială Miroslovești, în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 1262 din 2006, privind aprobarea finanțării din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Nu știu dacă sunt, ar trebui să fiu cea mai măsură să prezint o informare prin lucrările de abitare, pentru că eu nu le-am făcut eu. Dar și nici măcar. Deci o chestiune puțină în apă, dar din mai mult motiv. Primul, partea contractantă este Consiliul Local și o altă nepotrivire, plata o făcea școala, pentru că banii veneau de la minister, în, la inspectorate școlare, inspectoratele școlare metea banul în contul școlii ca să trebuie să facă față. Deci ar trebui să facă, trebuie să rog la Consiliul Local, de să era contractat. Nu știu, e potrivit din punctul meu de vedere. Încerc să, din ceea ce știu eu, pentru că am fost acolo, chiar dacă nu m-a întrebat nimeni niciodată ce cum e acolo, totuși mă dorea sufletul să nu mă interesez ce se întâmplă acolo. Știu că în anul 2006, când în hotărârea de guvern, a fost nominalizată școala Miroslăvești pentru reabilitarea acestei. Clădirea școlii Miroslăvești, construită și formată din două corpuri, construite în perioade diferite. Corpul A, la sud, construit în anul 1998, începând în 1998, a fost acea școală. Iar corpul B, la nord, construit în 1956. La început, s-a început reabilitarea corpului B, deoarece era într-o stare de degradare mai accentuată. Chiar dacă era mai nou cu vreo 58 de ani, era mai degradat decât cea din partea de sus. Procesul de reabilitare a fost realizat de SCPO Consiliu SRL, cu semnul de Domnul Pașcan, cu care primăria Miroslăvești s-a încheiat contractul de execuție numărul 5449 din 3.11.2006. Prin trei hotărâri de guvern succesive a fost alocată suma de 650.000 de lei. Consultul a ezitat de reabilitare doar la corpul 2, după cum urmează. Și acum, în lucrările mari, așa nu pot să detaliez foarte mult. S-au consolidat fundațiile săpându-se șanțuri interioare și exterioare, betonate și armate cu fier de tot și plasă. S-a consolidat zidăria, s-a demontat acoperișul, s-a demontat planșeul pe grinzi de lemn și s-a realizat planșeul de beton armat. S-a realizat suprazidirea peste planșeul de beton armat la mansardă și s-a izolat planșeul peste parter cu PCA. S-a cămășuit și tencuit pereții și pe interior și pe exterior. Supranălțarea la mansardă însă nu este tencuit, așa cum se observă. S-a montat împărerea interioară și exterioară. Vorbesc de corpul 1, de corpul 2, partea de la. S-a construit grup sanitar interior, realizându-se placaje ceramice cu grese și faianță, fără smontare ușor la cabinele de cerșa a instalațiilor sanitare. S-au realizat timpuri și măsurii interioare și la pardusie cu parchet și grese. De asemenea, s-a realizat instalația electrică. S-a construit șarpanta de un chiar estetic și o mântuit și acoperișul din tare de tartă, inclusiv Având de faptul că în timpul perioadei de consolidare fundației la partea de nord, peretele s-a autodemolat, a fost construit un perete nou pe lungime de aproximativ 20 de metri. În momentul când s-a săpat șanțul de consolidare. S-a realizat un cămin de canalizare în vederea conectării acestea la fosa din Anjabil. În care sunt fixate doar situații de pardoseală și scurgeri, care fi mâncat în obiecte sanitare. În curtea interioară s-a realizat o platformă betonă. La corpul 1 s-au montat doar două perete și ușa de acces de la intrare, despre vest. Deși nu aveam atribuțiune în mărea modul de execuție a lucrurilor, a fost tot timp prezent pe șantier, constatând că la unei operațiuni a fost prezentă și o doamnă despre care am aflat ca și dirigent de șantier, dar care nu încheiați contact de asistență tehnică cu primării. Plățile s-au efectuat în baza situațiilor de lucrări, de exemplu de 700%, valoarea totală a lucrărilor de executate se ridică la 64.000 de lei, din care s-a achitat suma de 650.000 de lei, sub
primite de la Viver prin Inspectoratul Școlar de Ținut. Ok, informații. Asta e ceva? 26. 26. A zis domnul director, a zis că o somă destul de fabuloasă la vremea aia. Investiții... 400 milioane de euro lăsat de să pare, suntem subiectiv tot timpul. Dar atunci erați director la vremea respectivă. Au verificat. Cine era? Nu, era să vedeți. Ați verificat. Ați verificat. Dar vreau să vă zic că tot timpul sunteți subiectivi. Bate s-au construit acolo, parcă s-au construit pe lucru. Nu s-au construit nimic, cum să nu. Deci asta este un praf în loc. Deci vreau să vă spun exact, la suma de 6,5 miliarde, acum 7 ani de zile, deci trebuia să înceapă o clădire nouă. Nu ce spune domnul director, să pus două geamuri, o ușă, un sifon, doar de seală. Domnul primar spune, dar domnul aia chiar era domnul primar apostol. Chiar a fost referențele să atunci. Domnul, pe ce s-au cheltuit bani? Îi verifică cineva? Exact când felul ăsta s-a întâmplat cu grădinița de la Lucrăs. S-au cheltuit 5 miliarde, s-au clădire. Nu dirigim că s-a cheltuit, asta este când îți bani stat. Nimeni nu verifică. Nu eram director. Nu, păi dar... Dar oricum, privind subiectivitatea asta, s-au dat bani la versiunea și la dumneavoastră, nu s-au dat bani. La grădiniții la minte știți cum este. Nu, deci nu vreau să trag la subiect, dar s-au dat banii aia. Și acum e vorba de alt proiect, nu? Probabil tot prin consolidarea aia sau alt proiect. S-a făcut modulul, domnul director. Nu credeți că gata la Verșeni, dar... Sunt invidios pe Verșeni, că... Am încercat să spunea pe ea, va fi comuna Verșeni, acum s-ar sugeri, va fi comuna Soci, nu o împărțire teritorială. Cum ziceți că e normal că ce s-o... Nu e normal, nu e normal. Deci... Este o normalitate. Deci constructorul n-a fost urmărit de nimeni. Ca și cum a lucrat pe terenul de fotbal. Și nu mai au primit bani. La fel am înțeles, la intens, era o dirigentă din Santier, la inspectorat, domnul Soara Enar. Odată nu am văzut tot cât am văzut. Odată. Dar s-au dat bani. Asta se întâmplă datorită că firmele care câștigă licitația au spus poliție. Îmi pare rău că venim aici. Nu construiesc ca cei ce câștigă licitația. Pune pe altul altul fiind lumină. Eu totuși... Eu sunt sigur că constructorul care a construit aici nu are nici măcar un buldozer pe care o dat și o mitre. Este și o garsonieră. Care își angajat cu carte de muncă calificați. Da, păi, sunt nimic. Eu nu înțeleg de ce... Nu, domnule, s-au dat bani. S-au dat. Hai să vedem, s-au dat bani. Păi că nu s-au făcut. Cineva trebuie să răspundă odată sau dată. Dar nu răspunde asta când e banii din asta. Când ai un butic, vin, controlul, vin, mă rog, scrie presa. Dar când e vorba banii din asta, păi s-a să cu 5 miliarde să citească, a referat domnul director acum în ceea ce s-au făcut? Eu nu înțeleg, deci și contractul de execuție e fost semnat primărie. Normal, deci, dar banii trebuia tot prin primărie, primăria trebuia să-i dea banii în momentul când mai se dea. Banii sunt la Ministerul Educației, nu? Dacă banii la Ministerul Educației n-ar fi primit tot... Tot la primărie trebuia să-i dea. Tot la primărie trebuia să-i dea. Primăria dădea banii exact când executa. Asta este. Dacă era dirigent de șantier, verifica o fază de lucrări, dădea aviz favorabil să vedeți lucrări, dar dacă, deci când am fost dirigent de șantier, au, un act, iau. E semnat, este parat. Nu-i parat. Nu. Deci, domnul director, nu a mințit aici. Nu, este o realitate. Noi, mai devainte, ne-am propus inițierea unui proiect privind renovarea școlii din Miroslovești. Ați fost informat pe acest dumneavoastră, la un moment dat a fost un proiect de hotărâre. În ultima perioadă am avut activitate. Mai mult o parte dintre domnii consilieri și din funcționarii primăriei în cadrul unei comisii desemnate pentru preluarea obiectivului respectiv. În acest context și domnul director a prezentat informarea respectivă. Noi ne dorim ca obiectivul respectiv, care a fost început, contractul respectiv este expirat, finanțarea nu există, nici dorință din partea constructorului de a finaliza lucrările acolo nu observăm. Și trebuie să ajungem ce? Să finalizăm investiția respectivă. După aceasta am desemnat comisia în săptămâna anterioară să-și desfășoare activitatea,
să strângă documentele necesare, să poată face o evaluare financiară a ceea ce înseamnă investiția respectivă, în așa fel încât să avem o situație clară sau aproape clară în ceea ce s-a făcut și să putem să gândim pe viitor ceea ce trebuie să facem. Avem o serie de documente aici la domnul director, aduse de doamna contabilă. De asemenea, și constructorul s-a prezentat în zilele anterioare. Și, în afară de aceasta, s-a întocmit și anumite procese verbale. Comisia a fost la fața locului, s-a făcut verificare în ceea ce privește stadiul fizic al investiției respective. Nu știu dacă mai are sens să mai dezgrupăm morții și ce am mâncat locul, vom mânca. Important e că noi trebuie să avem școală pentru copii din care aici. Nu? Dacă aveți și alte sugestii, cu mare drag. Domnul director, am văzut că ați fost materialul miesului, după aceea că a fost însări de la sânt, ați zis că atunci cum aveți zi. Poate dați ca școală în mers. Vom de îndrăs sau nu? Așa s-a fost de altă lume. Vă sală, că vă dăm. Erau acolo, da, sunt. Poate aglomerat oricum, dar să mai... Nu să-ți trebuiască. Ți-am spus că o să-ți dau să mobilează nou pentru casa pregătă. Nu, nu, să-l luăm și altă plasă, mă, ca să fie. Așa, ăla, bun, care e la clasa 4, locuim pe ăla de-a 8-a. Că nu mai... Eu le-am, dar nu sunt așa de bun. Sunt față de alea nasoși. Nu sunt mai bune. Și să are trebuie prinse pe scândă, pe chingi. Da, dar haideți ca să discutăm. În concluzie, vreau să rețin următoarele lucruri. Școala din Mirostovești, care a fost inclusă în proiectul de reabilitare, are două corpuri. Corpul 1 și corpul 2. La corpul 1 nu s-a efectuat lucrări. Este corpul mai vechi. Iar corpul 2 este corpul renovat din 2006. S-au efectuat lucrări acolo de căbășuire la zidire. S-a schimbat acoperișul și arpata. Ce ne dorim noi pe viitor? Vrem să demolăm corpul vechi, ăla în care nu s-a efectuat lucrări deloc. Acolo să fie curtea școlii, amenajată ulterior, iar corpul început în 2006 să fie supraetajat, în așa fel încât să asigurăm spațiile necesare pentru funcționarea activităților școlare. Pentru aceasta avem documentație tehnică, poate să fim în fază de obținerea autorizației de construcție. Dacă, deci eu asta vreau să... Dacă aveți o obiecțiune, dacă aveți dorință, informări sau ceva să vedeți acum să discutăm, e bine să fie acum... Ca, dacă nu, să putem trece la următorul punct. Vreau să spun eu câteva. E bine să informăm corect cetățenii. Adică am fost abordat de o parte dintre intelectuali satului, unii pensionari și îl reproșau, pentru că sunt și consilier, că de ce demolăm corpul vechi, care este un simbol de școală, de tip vechi, cum se trebuie de Valea Moldovei, singura care se mai păstrează. La început, și domnul director știe, noi, în general, ca agregat, ce am fost pentru a să reabilita și corpul ăsta. Ar fi fost frumos, foarte frumos. Însă, experții au ajuns la concluzia că mult mai mult costă reabilitarea corpului vechi, mi-e pare rău după ea, sincer, decât proiectul nou cu construirea unui alt etaj sau mansardare. Deci asta e situația. Regret, îmi pare rău după ea, după corpul vechi, dar Eu nu sunt de acord cu demolarea în niciun caz. Eu răspund de asta. Am spus și eu plâng. Eu, părerea mea, vreau o școală modernă, nouă, când mă uit la Soș, sunt invidios, mă uit la Bejăni, sunt invidios, vreau cu etaj modern, dacă înainte... Nu, 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 nu
Dar dacă învățam în niște bieci, nu mai este cam și stăteam în bieciurile alea în ziua de azi, nu, trebuie să faci o școală modernă. Facem și aia, facem și aia, facem și aia. A rămas în urmă. Eu am înțeles că școala de la Miroase Lovești, deci corpul ăla, are o vechime de 100 de ani. Și singura școală din județul Iași, în stilă, da? Pivarea Mădurii, și opțiunea asta știu sigur, nu știu dacă își vede. Deci, eu zic că totuși are și o valoare istorică. Pare, păi m-a întrebat un expert care tot a venit, doamne, nu cumva e pus categoria monumentului istoric. Dar nu neapărat să învețe cineva, un concept ca și monumentul istoric. Nu spațiu. Ce v-am înțeles că voi și ați avut un contract care era este mai mic decât devizul care a fost făcut în 2005, care prevedea consolidarea zidurilor existente. Este undeva la 8 miliarde. L-am făcut pentru a putea susține, dacă nu o să găsim surse de finanțare, văd că vin greu banii ăștia de la guvern sau de la Consiliul Județean, poate tot în resurse proprii și ne dorim în perioada următoare să realizăm. Și trebuie să realizăm. Deci vreau până anul 2000, anul următor, 2014, 2015, copiii să învețăm. Da, dar nu opuneți. Eu sunt născut aici, am sfârșit în urmă cu o grămadă de ani pentru prima dată în școala aceasta din Universitatea Știți, drept că are o istorie pe care poate puțin unități școlari din prejurim sau chiar din județ, poate să o egaleze. Pentru că aici, școala asta care în prima partea existenței sale a fost școală model. Așa erau împărțite în județul Baia, în care făceam parte. Școli model și școli ordinare. Vreau să vă spun... Nu model. Model. Școli model. Puține. Erau vreo 7 școli în județul Baia, în cele 60 și ceva. 62. De asemenea, aici, în 1917-1918, a funcționat școala normală de la Părticeni, care pregătea învățători, pentru că acolo era teatru de război, din primul război mondial, și aici școala asigura condiții excelente pentru un act didactic de calitate. Dar totul este de acum istorie, pentru că... Când am scos de pe acolo dușumeaua așa, putregaiul, tot e putre, nimic nu este întreg, sănătos, tot e grațios, 115 ani s-a acolo, 115 ani de în care am stat, când eram eu elev în clasa 5, acum 50 de ani, erau 476 de elevi, în 7 clase, de la clasa 1 până la 7. Astăzi, în 9 clase, de la clasa pregătitoare până la 8, sunt 153. Deci, trebuie să ne gândim și dacă facem o școală mare, dacă este neapărat uzuală. Acolo, în proiectul pe care îl propune primăria, cu domnul primar, în primul rând, cred că este mai ușor realizat. Și este și mai, trebuie să ne gândim și la indicatori economici. Este, asta este problema. Este mai economic de realizat. Și, bineînțeles, și mod de sus, la etaj, vom avea spații pentru utilități, cum ar fi bibliotecă, laboratoare, cabinet, muzeu școlar. Un muzeu școlar, în funcție de câte spații vom putea. Câte spații vom putea compartimenta acolo. Eu cred că ideea este de apreciat și eu m-aș bucura care mult să poată fi dusă la procesul. Cum știu ambițios cu domnul primar, sper că o să se rezolvă acest obiectiv. Atunci o să iese și domnul Părlea la pensie sănătos și bucuros că o să iese la pensie într-o școală. Este ultimul pensie al meu, de dat din profesie. Și este dintr-un
școală frumos, modern. Articolul 2. Secretarul Comunului Răsovești va comunica în exemplare prezenta instituției prefectului, Iuziaș, pentru control și exactate și va duce la cunoștință instituției Comunului Răsovești pe vedere prezente hotărâri prin afișare. Acest proiect de hotărâri a fost inițiat, având în vedere procesul verbal, de Comisia de Inventariere a Domeniului Public, constatările făcute de Comisia de Recepție în timp de data de 28.8.2013, și consemnate în procesul verbal 7898 și 28.8.2013, privind lucrarea reparației capitale și consolidarea școlii gimnaziale din Rostovești, a faptului că în corpul 1 din școala gimnazială lucrările nu au fost începute, expirarea contractului de execuție lucrări, încheiat în data de 30.11.2006, cu numărul 5449, imposibilitatea de finanțare acestui obiectiv. Și avem și referatul Comisiei de Inventariere, care, tot la fel, a fost inițiat pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. Vă rog, domnul președinte, să spuneți pe acolo. Avem și Comisia Specialitate și avizul favorabil. Care este pentru acest obiectiv? La cine s-a ținut? Domnul Părerea a ridicat campionul umană, dar are ani din zile când spune că vrea să iese la piesă dintr-o școală nouă. Și atunci vreau să fie o vârstă. Cine s-a ținut? Domnul Părerea. Și așa votul meu. Cine s-a ținut? Deci, cu alte cuvinte, nu vrei să ieși la piesă dintr-o școală nouă. Nu mai înțeleg. Marții nu sunt potrivit. Domnul Părerea. Să fiu bineînțeles. Există soluții pentru toate. Asta e părerea mea. No, no, nu există, nu se poate. Din care nu am vedere. Domnul director, la un moment dat, nu mai înțelegeam. Dacă vrei, vrei să știi la școală. Nu am spus să nu se mărere. Nu mai spus. Domnul consilier, trebuie privită problema și economia. Deci, banii de unde vin, domnule? Banii sunt de la bugetul local? Local. Dar cum s-a spus? Da, mergem mai local, da? Da, altceva nu este. Nu s-a spus de la bugetul local. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri compensatorii în conformitate cu prevederile alineatului 22 din normativul 3.11 privind apostarea construcțiilor conformitatea lor la foc. Este vorba de un proiect de hotărâre inițiat pentru obținerea unui aviz de la pompier. Având în vedere că acolo s-au trasat niște măsuri compensatorii în ceea ce privește faptul că clădirile din zona școlii nu respectă distanța respectivă. Articolul 1. Se aprobă micșorarea distanțelor de amplasare a corpurilor de clădiri din cadrul școlii gimnaziale din Rostovești, luarea unor măsuri compensatorii în conformitate cu prevederile normativului PU118. Articolul 2. Se aprobă distanța de 1,5 metri, respectiv 5,3 metri între corpurile de clădire pe și magazie, școala nouă, cu luarea următorilor măsuri compensatorii. Dotarea suplimentară a celor trei clădiri cu câte 200 metri, amplasarea de FSI, asigurarea pereților prime ale corpului magazie, rezistenți la foc, alcătuiți corespunzător destinații. Secretarul Comunei Răstovești va comunica un exemplar de prezenta instituției prefectului pentru control și legalitate și va aduce la cunoștința cetățenilor Comunei Răstovești și vedere de prezente hotărâți. La faptul că clădirile din vecinătatea școlii să nu respecte distanța prevăzută în normativele privind autorizațiile pentru PSI, s-a solicitat refacerea documentației cu luarea unor măsuri complementare, care prevede și
obținerea unei hotărâri în acest sens. Când e vorba de pensiunii, care este problema de proiect? Pentru, în parte. Tot, da? Împotrivă? Nu știu. Hotărârea numărul 45, privind desemnarea domnului Diaconu Cornel de a ne reprezenta comuna Mirosovești în Arga de Pasaj. Da? Consiliul Local Mirosovești hotărăște, se aprobă desemnarea domnului Diaconu Cornel de a reprezenta în Arga comuna Mirosovești de Țuiași. Articolul 2. Asociația Regională a Serviciului de Apă Canal de Ian și alți arcii, prin aparatul de specialitate, vă rog, da, vă rog frumos, nu vă interesează, nu? Articolul 2, repet, Asociația Regională a Serviciului de Apă Canal de Ian și alți arcii, prin aparatul de specialitate, vă duce la îndeplinire de prezente o tărâri. Articolul 4, Secretarul Comunii va comunica un exemplar prezentă la discuție pe grupul de drept pentru control și legalitate Asociației Regionale se duce apă canal de așa Sarcis și va duce la cunoștință cetățenilor Comunii Mirosovești pentru cine așa Sarcis. Dar după cum știți, suntem membri al Asociației Regionale de Apă și Canal. Prin încheierea acestui proiect de hotărâre am dorit desemnarea unui reprezentant al unității noastre administrative teritoriale în Consiliul de Administrație și, de fapt, în adunarea generală a asociației. Cine este de acum Florin? Un angajat al primăriei Mirosovești. Oricum, noi n-avem zis. Dar care este pentru? Împotrivă? Abține? Aceeași problemă și cu apa vitală. Da? Da. Care este pentru? Deci ce este problema? Mai cu apa vitală, așa ce pentru? Da, deci așa este. Aici am o întrebare cu apa vitală. Domnul primar. Deci noi am predat... Mai bine, mai bine. Mai bine, mai bine. Da, de asta. Nu creștem. La punctul 12, da? Proiectul hotărârii privind aprobarea modificărilor la contractul de delegare de gestionare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare conform actului acțional numărul 10. Aici e o modificare la contractul de delegare. Aici este fără aviz. Deci nu avem aviz la această hotărâri. Așa. Dar totuși, ce mai vorba? Acolo, ce mai vorba? Ce era voce? Ce mai vorba? În care au vedea să fie o lor. Păi cine vrea și ne-l dă înapoi, amă. Deci, proiectul de lege privind plata redevenției de către SCA Apa Vitală SAP pentru bunurile de retur concesionare. Asta e, nu? Eu mă ies sau cum? De bani de Apa Vitală înapoi. Asta e. Ia înapoi. Ia înapoi. Se aprobă cu plata redevenției ce revine comunei de
pentru bunurile de returi concesionate SCA Apa Vitale S.A. să se efectueze de către SCA Apa Vitale S.A. în contul Arsacis deschis în Raiffeisen Bank. Articolul 2. În termen de 5 zile de la data primirii redevenței, Arsacisul are obligație. Deci atenție, vă rugăm frumos. Are obligația să vă restituie SCA Apa Vitale S.A. Articolul 3. Arsacis are obligația de a transmite semestrial unităților administrativ-teritoriale valoarea redevenței ce revine acestora pentru bunurile de retur concesionate SCA Apa Vitale S.A. Articol 4. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis și SCA Apa Vital Iași, prin aparatul de securitate, vor duce la îndeplinire vederi prezente hotărâri. Secretarul Comunii Măzoiu vă comunica un exemplar prezenta Institutul Prefectul Județului Iași pentru control și legalitate Asociației Regionale Servicii Apă Canal Iași, Arsacis și Apa Vital și va duce la cunoștință cetățenilor Comunii Măzoiu prin afișare. Și părerea aveți? Eu știu că de la 1 iulie 2010 trebuia să primim redevența. Ați primit acum? Nu, dar nu trebuie să mă vezi că așa ce sunt. Da. Bapt. Dar n-am să înțeleg redevența. Da, eu înțeleg. Deci prin contractul de care se stabilește că această redevență care este făcută din către APA Vitală, către unitățile administrative teritoriale, așa, se duce într-un fond. Deci APA Vitală se duce către Arsacis. Arsacis reprezintă Asociația Unităților Administrative Teritoriale. Și prin statut este prevăzut ca această redevență să se înapoieze către APA Vital, motivat de faptul că dacă ar ajunge în conturi la primărie, s-ar putea după aia întârzia transferul ei către APA Vital. Și atunci? Deci ea se reîntoarce în altă, deci de la APA Vital, am luat de la Arsacis, de la Arsacis la APA Vital. Dar bine că nu vine la noi, că sunt blocați conturile. Păi, nu, probabil să fac chestia cu drum. Deci nu avem atât. Deci nu avem atât. Deci nu avem atât. Bun, nu. De că noi am făcut investiția. Poate am încălutat bani. Să facem, nu? Eu țin minte că m-a fost un director tot la aici. De ce îmi treba? Și noi am... Asta v-am zis că urmează... Am văzut că timp mai puțin metru cu. Nu, nu. Și până am spus, nu se poate. În schimb, voi face investiții, da? Da, da. Nu. Atunci ne-a spus în felul următor. Se poate. Dar nu a spus. Consiliul de administrație, al SCRA, Zachia, Schera, atunci, are un preț unic al apei să nu discute cu Consiliul Local. Da, aici. Asta o ne-a spus. După aia, doi, noi am predat sistemul, după ce primăria o investi. Deci, cu budo primărie, o cumpărat țeavă, cum au făcut toate instalații. Deci, cei din altă jumătate, APA Vitală, noi le-am predat sistemul lor, n-au făcut plasamente. Și acum aveau, ăsta-i la amintesc, care e așa, deau din conducta aia de azbociment. Dar zice că e cancerigenic, da. Așa, o țeavă, îmi s-a zis. Da, da. Deci, rețineți, deci ei nici acum nu investi cu unde. Exact cum a zis. Deci noi dăm mâncare la vacă, să le vin să mă. Dar nu vreau, eu bază, direct. Dar nu vreau, dar cu eu cine nu plătești? Nu plătești, nu plătești. Tot Maria. Și acum nu credeți că faci un plasament pentru o primărie? Ce? Noi acum am făcut astăzi o traversare la strada respectivă, era rămas pe partea opusă și am făcut traversare. Nu are rost să investim. Mai avem o întrebare și am ajuns cu apa. Sunt convenit la Sloși, vreau să mai tragă niște persoane. Deci că le trebuie proiect, că rupe asfaltul, că nu știu ce. Nu chiar intră 20-30 metri sub asfalt. Asta e o problemă. Deci nu pot să mai tragă și s-au mutat acum, au venit la țară. Haideți un pic să nu ne depărtăm de la problemă. Să discutăm, la divers. Discutăm la un pic ca să... Asta sunt probleme de investiții și ce s-au făcut de către primărie. De ce nici nu au dat banii la apă? Păi asta, la asta m-a referit eu. Deci, curent ei nu plătesc, investiții nu au făcut, întreținere nu. Și acum vor să mărească și... Întreținere? Vedeți noastră că toate șușmele, ați văzut, sunt într-o stare deplorabilă.
capace la cămin. Nu noi doare capul. Noi de noi la primărie am luat capace de pietoar. N-am deci alte soluții. Tot am fără că să știi, na, investiția ta totuși te interesează. Ei, nu văd că nu interesează nimic. Bun, domnul președinte, dar dacă nu este avizul Comisiei de Specialitate, nu am Comisie Comisie. Eu spun asupra vă vă, sunteți de acord, care este Petru? Deci, haideți ca să te veni. Deci, sunt două proiecte de hotărâre, da? Da, sunt legate. Deci, unul se referă la modificarea actului adițional numărul 10, care prevede includerea redevenței în prețul apei potabile. Deci, creșterea apei. Iar următorul s-a referit la ceea ce înseamnă plata redevenței pentru bunul de director de către aparitare în contul Arsaces, la Arsaces la aparitare. Da? Deci, două. Sunt două. Da. Deci trebuie discutat separat ca să nu apară concurs. Am înțeles că sunt fără avizul comisiei. Da. Deci, asta nu avem avizul comisiei. Supunem sub aprobare. Care este pentru? Împotrivă? Modificărilor la contractul de delegare gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare conform actului adițional numărul 10. Același lucru și aici, deși și ești povesti. Nu avem avizul comisiei. Același lucru și aici. Unde este? Deci am discutat. Care este pentru? Așa vă spus. Asta vine interese de vot. Noi poate mai trimite ceva, vă. Mai lasă sala, rândă de ideea. Împotrivă. Deci, tot mi-a zis. Da, și de nu știu. Nu știu. Da, înțeles. Și nu ați sunteți împotrivit sau... Da. Sunt să registrez că am făcut de putuții. Așa. Mergem mai departe. Proiectul tărâri privind organizarea rețelei școlare din Sistemul Național de Învățământ preuniversitar pe rază teritorială a Comunului Ciurești. Consiliul Local Mirosovești, Cătărești. Se aprobă organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de Sistemul Național de Învățământ preuniversitar pe rază teritoriul Comunului Mirosovești, exercitat pentru anul școlar 2013-2014, astfel. 1. Școala Gimnazială Mirosovești. Unitate cu personalitate juridică. 2. Structuri arondate. Școala Gimnazială Soci. Școala Gimnazială Berșeni. Grădința programul normal Mirosovești. Articolul 2. Primarul Comunului Mirosovești și directorul Unității de Învățământ cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunului Mirosovești va comunica în exemplare prezenta despre de Iași pentru control și egalitate a actelor. Primarul Comunului Mirosovești de Iași Unității de Învățământ cu personalitate juridică în Comunului Mirosovești va duce la cunoștință locuitorul Comunului Mirosovești prezente hotărâri prin afișare. Asta...
acest proiect de hotărâre a revizii comisiei. A fost referat în partea paralelată de specialitate ultimării. Se referă la anul școlar 2014, deci 2013-2014. Dacă domnul director are câteva cuvinte să dispună, dacă nu trebuie să poate spune la... Da, la ședința anterioară vă propusesc în legasă cu Consiliul Local să analizez structura Unitățiului de Învățământ de Anul Comunii Sărări, dar pentru că era prea amplită, era normal să fie avizul Comisiei de Specialitate. De aceea a fost amânat de aprobarea acestei structuri pentru această ședință. Sunt niște normative pe care trebuie să le respectăm, deci avem o școală unitate pe persoana de vizită, școala de Răsărări, și care are niște structuri arondate. Structurile arondate sunt cele din școlile gimnaziale Soci, Lășeni și Gădința Nerostărești, iar nivelul de pregătire la școala Nerostărești, școala cu persoana de vizită, este primar și gimnazial, la Soci, preșcolar, primar și gimnazial, la Vercen, de asemenea, preșcolar, primar și gimnazial, iar la Gădința Nerostărești, nivelul preșcolar. Normativele sunt transmis de minister și noi trebuie să ne subordonăm în legătură cu numărul de ele. Avem mai puțin în fiecare structură, chiar dacă avem cam același număr de clase, ca așa cum 10 ani, să zicem, toți 10 clase erau atunci, dar numărul de ele trebuie să fie peste 300 în fiecare. De aceea a rămas o singură școală personală de adică. Și vă rugați-mi să, așa cum este legal, în urma avizului conform al inspectoratului, inspectoratul a trimis avizul conform, iar avem obligația să solicităm la Consiliul Local aprobarea acestei studii. De aceea, domnul președinte, vreau să primești la toți. Da. Mai trebuie adăuga ceva, domnul profesor. Ceva. Nu sunt îngrijorat de perspectiva. Nu mă duc de natalitatea studiului. Dar cu actuala structură suntem de acord? Care este pentru? Abțineri? Împotrivă? Următorul proiect de hotărâre este privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local de Hotărâri pentru ședința următoare. În anul 2013, care hotărăște la articolul 1 se aprobă ca președinte de ședință a Consiliului Local de Hotărâri pentru ședința următoare din anul 2013, doamna consilier local Gabrieluță Costina. Articolul 2. Secretarul Comunei Răsărești va comunica un exemplar de pe prezenta instituției privind procesul. Ia și pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință lucrurile cu prezenta întregerii prin afișare. Care este pentru? Abține? Împotrivă? Nu ne mai întrebați dacă avem ceva părere aici. Aici nu am o problemă, vreau să întreb doamna dacă mai are vinge la roșu. Doamna director, aia că se poate zi. Dar și ei sunt după zi, nu-ți consumat. Nu, nu. Păi, bani și ce pare, știu. Mai avem un text. De ordinea de zi mai este o informare aici. Domnul... Mai avem o informare și cu privire la situația pășunatului pentru anul 2013 despre raza Comunei Răsărești. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 01.03.2013 cu anexa numărul 1 privind regulamentul de pășunat pe teritoriul administrativ al Comunei Răsărești. La articolul 1 vă reamintesc și s-au hotărât atunci. Terenurile evidențiate ca pășuni ce aparțin Consiliului Local de Răsărești vor fi folosite pentru pășunatul animalelor în scopul asigurării unui pășunat rațional pe tot parcursul anului, stabilindu-se efectele efective de animale pe trupul de pășuni în funcție de numărul de animale. În data de 23.04.2013,
eu vreau să fiți atenți că o să fie discuții și o să participați la discuții de astea să știți despre ce este vorba. Este o informare în legătură cu Bășunatul. În data de 23.04.2013 a avut loc licitația la sediul primăriei Grosovești, unde s-a licitat în funcție de cereri depuse până la acea dată pe fiecare trup de pășune solicitat. Pe lângă acele cereri au fost anexate tabele cu număr de animale ce intenționau să fie adunate pentru pășunat și contracte de arendă sau procese verbale încheiate cu proprietarii pășunii, de la care au închiriat pentru a acoperi suprafețe necesare numărul de animale ce urmau să fie scos la pășunat. Și aici, dacă vă aduceți aminte, Consiliul Local a hotărât atunci 36 de ani pentru 5 bovini și un cap bovin pentru aceeași suprafață de 36 de ani. În acest sens, a fost încheiat și un proces de ban în care sunt menționate persoane care au îndeplinit aceste condiții și care au câștigat licitația după cum urmează. Deci, la locul nou, la oi s-au dat 7 hectare, s-au încasat 1.400 de lei. Sub Gorgana... Maftei Ionel. Așa. Sub Gorgana s-au încasat 2.000 de lei cele 10 hectare. Andrei. Persoana Andrei, de la ce oră e domnul. Peste Moldova, 13 hectare. S-au încasat 2.600 de lei domnul Abalașei. Închiria pășunea. Și Coastă Mitești, 3 hectare, domnul Guzen Chimiai, unde s-au încasat 600 de lei. Deci, în total s-a încasat... Deci, în total, suma încasată pe suprafețe scoase la licitație, aparținând domeniul public, este de 11.200 de lei. Bani ce au fost achitați la caserie primăriei, el eliberându-se chitanță pentru fiecare tub de pășune în parte, pe numele persoanei ce a câștigat licitația. În urma licitației, Comisia Locală s-a deplasat în teren, unde a constatat și delimitat pășunile respective, eliberându-se avizul necesar. Deci, s-a eliberat avizul necesar conform regulamentul de pășunat pentru anul 2013 și a celor care au îndeplinit toate condițiile. În data de 23 și 24.04.2013 a fost trimise în științări la ceilalți responsabili de stâni de pe raza comunei care nu au solicitat pășuni din domeniul public pentru că pășunează animale pe pășuni proprietari particulari pentru a li se aduce la cunoștință hotărârea Consiliului Local și regulamentul de pășunat. Persoanele înștiințate sunt următoarele, care au fost înștiințate ca ulterior. Cojocarul Gheorghe la Grui, Dumitrache Gheorghe la Parcul cu Băleanu Gheorghe și Semenescu Relu la aceeași stână, e fac la rând. Viziteu Ion sub Gorgana Miroslovești, Axin Chinelu în 28 Miroslovești, Bogza Gheorghe în 28 Deșeni și Mielcuț Vlăduț tot în acea zonă. Dintre aceste persoane s-a prezentat la sediul primăriei următorii. Mielcuț Vlăduț, unde a prezentat un tabel cu 220 de capete adunate, justifică 15 hectare și 66 de ari, necesar pentru animalele respective, 15 hectare 0,12. Deci, el se încadrează. Deci, a prezentat așa. Simenescu Revă, 66 de capete, justifică 5 hectare 28, necesar 5 hectare 28. Văleanu Gheorghe, 62 de capete, justifică 4 hectare 96, necesar 4,96. Dumitrache Gheorghe, 48 de capete, justifică 1 hectar și 36 de ari, necesar 3 hectare și 84, deci îi lipsesc 2 hectare și 80 de ari. Făcând declarații că el nu mai aduce nimic, nicio situație, nu știu care e supărarea lui. Da. Este, cu toate că este, cu toate că este coleg cu ceilalți la aceeași stână. Bun, eu cred și ăștia puțin ei plătesc la oameni corecti, și ei alții își pășunează așa. Deci, mă rog, sunt niște chestii care nu vreți să leagă. Următoarele persoane nu s-au prezentat deloc și nu au prezentat nicio situație. Viziteu Ioan. Mod.
Așa? Din calculele noastre, el pășunează 13 hectare și 47 de ari. Atâta e subordana, partea de la proapa lui Liza încoace, sau așa. Așa. Domnul Gogza pășunează 75 de hectare. Dacă nu mai mult. Acolo sunt mai mult, de fapt, dar mai sunt, mai este netrebnic, mai împreună cu ceilalți acolo. Lui ar trebui 32 de hectare. Efectiv. Nu, lăsați să vă spun acum, că am și un centralizator aici, vă spun exact. Cojocarul Gheorghe are 259 de capte raportate, justifică 15 hectare 86, necesar 20 hectare 72 de ari, lipsesc 4 hectare 86. În fizic, dumnealui pășunează 30 de hectare. Și aici, aici avem și, au fost și multe reclamații. De ce avem și? Pentru că, ce se întâmplă? Aici pășunea asta de la pat, dar mijlocul ei, deci se îndecinează la nori, deci cu pășunea de animale, la bovini, și dumnealui este în partea asta la, la sud, care sunt tot, în partea la sud, tot cu pășunea de animale. Și el, mă rog, animalele, vacile merg acasă, dar când îi dă drumul ăștia. Ei, după aia, el 10 kg are și voi. Deci, spus de asta, dar ce? Și problema este că avem reclamații și de la proprietari, de pășuni, proprietarii particulari. Pentru că noi, de ce am solicitat chestia asta? Pentru că, ce se întâmplă? Omul, dacă nu i-a dat brânza, vine la primărie, la domn primar. Domn primar nu mi-a dat. Sau dacă vine altul că are pășuni acolo și nu i-a putut întreba nimeni nimic. Noi de asta am solicitat justificarea asta, să fie o ordine, adică să fie dacă este un bătrân care nu poate umbla și are acolo o pășune. Trebuie să primească dreptul lui, plătește impozit pe ea. Eu aici avem o evidență foarte clară cu vacile la voi, unde fiecare om știe că are pășune acolo, în fiecare an își primește drepturile. Cine nu are pășuni merge la respective, este o comisie, nu din cadrul primăriei. Comisie să chească, că așa ar fi și normal să fie. Dar le spune, cât modale, cât îți trebuie. Ei, trebuie, da, așa plătește omul respectiv care înregistra cu pășunea respectivă acolo și toată lumea e mulțumit. Bun. Mergem mai departe. În data de 10.05.2013, comisia s-a deplasat la Brui și parcul, pentru că acolo, ceea ce vă povesteam, se înființase două stâni fără a obține aprobarea comisiei și nici nu au solicitat să se delimiteze pășunele. Adică asta e cel mai important, asta vă spuneam. Fiind toate gramada acolo. Deci nu era normal să o zic, doamne, eu, în unii, care e limita aici? Care e o tară, nu? Nu știi o tară, dar când se duce comisia acolo, nu știi, doamne, s-o tără până aici, să respecte ce s-o tără. Spun aceasta așa, deoarece aici nu au existat probleme și e vorba de cu pășune la vaci acolo. Cei ce vă povesteam, domnul Cojocaru Gheorghe, care nu respectă otarul cu pășunea bovinului și nici cu o parte din proprietarii particulari care nu au reușit să înțeleagă. În timpul controlului au fost găsiți la stână responsabili, au luat la cunoștință după ce au fost informați asupra ilegalităților care le fac și au fost sfătuiți să se prezinte la o dată stabilită anume pentru clarificarea situației. În data de 28.05.2013 s-a făcut adresă la postul de poliție de Roslovești, cerându-ne sprijin pentru că aceste persoane nu au binevoit să se prezinte la sediul primăriei cu situația clarificată. Pentru că nu s-au prezentat nici în urma acestei adrese, în data de 28.05, iar am făcut adresă la poliție, în 23.08. Iar am făcut adresa la poliție, cerându-i sprijinul. În schimb, nici până această dată nu avem un răspuns sau de dovadă că de măsurile luate. Deci, problema este în felul următor. Aici avem o dilemă. Cum o parte din acel gospodar au interesul să fie, să pună în reguli și ceilalți ori nu au bunăvoință, ori
nu ignoră toate... Să le ia voință. Să le ia voință, nu? Pentru că... Fiind, având o situație clară, știi fiecare. Care și cum stăm. Aici avem, dacă vreți, mai un clar și un centralizator. În aceleși situații, deci... Mai avem pe Axinti Venelu. Domnul Nelu raportează 194 de boi, necesare ar fi 5 hectare 0,52, el justifică în acte 2 hectare și 92. El de fapt, el pășunează 70 hectare. E vorba în 28 în Mirosolești. Da. Dumnealui vine cu ordii de mână. Cu cine credeți că e autoritatea aia de mână? Cu astralul. Eram sigur. Pe 15 hectare. Ordii de mână. Dacă vinea, de exemplu, cu proprietarul, că acolo sunt, ele sunt de proprietate, nu? Acolo sunt proprietari de terenuri. Sunt înscriși la APIA. Nu? Dumnealui s-a dus la astral. Și dacă noi vrem să clarifici treburile astea, se interpretează că cineva are ceva cu cine. Și să ai cu respectivul, că el la un moment dat vine și zice, domnule, dar nu te gândești că am atâtea animale. Bun, dar ei nu se gândesc că animalele cele pasc pe pășunea cu Eva. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebat ceva, ceva de lămurit, tu poți da. Să fii discuții. Aici o să intervin și un pic, ca să fii mai clar. Ce se întâmplă? Raza comunii, în ceea ce privește pășunea, sunt două situații. O situație în care această pășune este domeniul public al comunii și o situație în care pășunea respectivă aparține proprietarilor particulari. În prima parte, domnul Vici a prezentat situația pășunii publice, în care a fost, în parte, a fost rezolvată. În sensul că, fiind grupuri compacte, din suprafață compactă, a fost tiriată de către persoane și el este rezolvat. Apar probleme de acolo unde este proprietățile particulare. Probabil datorată și faptului că numărul de infectivi de animale a scăzut în momentul de față. Și nu mai este necesar atâta suprafață de teren pentru pășunat. E o problemă. O parte din terenul văd că au rămas și nelucrașele sau un pic părăsit, să zicem așa. Dar totuși stângile respective sau responsabile de stângile utilizează terenul respectiv. Nu vor să se întindă cât le este plapuma sau cât ar trebui să aibă ei necesar. Greu să reușești, probabil eu am desemnat o comisie pe sate, am fost reprezentant și din partea consilierilor și din partea locuitorilor, să poată explica responsabililor de stâng că trebuie să aducă această justificare. Nu ne dorim decât să vină cu justificarea în care terenurile pe care ei le folosesc au discutat cu proprietarii. Și dacă proprietarii sunt de acord, fără plată, să le cedeze folosința terenului, nu avem nimic împotrivă. Dar se există un acord între șeful de stână și proprietarii. Da, cel mai ales că proprietarii trebuie să fie împoți. Dar sunt plângeri de proprietarii? Sunt plângeri astea trebuie. Sau nu, dar astea sunt. Acum nu sunt, dar în adunările populare care le-am avut în anii anterioare, tot se ridicau probleme de genul acesta, în care oamenii au renunțat la animale, nu mai au animale, deci nu mai folosesc pășunea pentru folosul din animale de copii și în momentul de față nu mai știu cine utilizează pășunile respective. Acum avem promisiuni și de la poliție, în sensul că să li se pună în vedere sau să mai facem o întâlnire în perioada următoare în care ei se vină cu justificarea pentru suprafețele care ar trebui să le aibă în folosire. Mai grav este faptul că din două sâmpi, unde spuneți că sunt vreo 75 de hectare, s-au arat
să arată, să ne până în Moldova. Nu-i treabă nimeni. Deci nu mai vreți. E arată, mai vreți, da? Deci, sunt cam 10 hectare. Auziți, deci peste 10 hectare, arată. Ceea ce nu se dă voie, deci nu ai voie să plasezi decât tot plasezi pe rechie. Deci, nu ai voie să plasezi. Este indestrunată, sigur. Aici e mai grav. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat și datorată faptului că cei care au avut animale nu au mers la proprietar să-i plătească contravaloarea că pășunează pe teren. Și omul a văzut un an, 2, 3, 7, 8, nu vine nimeni să-i plătească. Mai bine la ce folosesc. Deci el, omul are în proprietate. Nu are proprietar. Toți care au animale, tot are. Eu, deci nu proprietar. Nu, tot au urmat. Că la care nu are animal, nu poate lucra pe mult. Da, eu am încercat tot timpul când am avut întâlnirile astea să fie și o implicare locală în care proprietarii de animale, proprietarii de teren, să formeze comisii locale, în care comisiile respective să verifice cum sunt administrate terenul respectiv, cu cel mai bine acolo, la nivel local, se cunosc probleme. Da, uneori, eu v-am spus, oamenii sunt în vârstă, văd că mai greu reușim să ți determinăm să se implice. Dar poate și cu implicarea dumneavoastră, putem să fim mai activi, să rezolvăm și problema asta. Pentru că, până la urmă, este un drept de proprietate și trebuie respectat. Deci nu ne mai trezim ca în perioada CAPO. S-a terminat CAPO. Acum, totuși, văd anormal. Toamna, după 1 octombrie sau după 14 octombrie, să treacă un anumit domn cu oile pe de-a curmezie și unor suprafețe de teren cultivate, cu, eu știu, cu lucernă, cu trifoie sau cu drâmpări. Nu mai e. Deci lucrul ăsta nu trebuie să mai întâmple. Nu mai trăim în vestul sălbatic. Sau, deci, el trebuie să înțeleagă că are o suprafață care este a lui. Și care trebuie să o aibă definitiv. Deci, aici există așa o ceva nescris că, domnule, după până la 21 mai și după 14 octombrie se face ce vrea. Se face chiar așa. Deci, proprietatea fiecărui cetățen este garantată de lege și nu trebuie să respecte. Deci, totul trebuie să meargă și la proprietatea să nu trebuie. Este de acord sau nu este de acord? Asta să nu se înțeleagă că nu suntem de acord, adică trebuie să sprijinim și crescătorii de animale, dar și ei trebuie să aibă o responsabilitate în momentul când se angajează să aibă un efectiv de animale, să își găsească soluții pentru a avea terenurile luate în chirie de la proprietari. V-ați văzut un terenizor? Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră. Un ardeasă. Un italian cumpărase 100 de hectare de teren la noi, România. În două vreau, spun eu. În două vreau. Așa, bun. Ați văzut că o doamnă, nu? Dar și mutate în ardea cu ei, în două vreau. Și avea... Avea atât 200 de oi, să cam așa. Da, 200 de oi. Și mersul mi-a întrebat, doamna, păi s-o recontat, s-o tocat acolo cocieri și au fost acolo, și s-a luat de acord. Dacă îi dă voi, azi cu voi. Nici cum. Nu, proprietatea lor. Ca să negocieze, nu fie nimic. Zic, domnul Florici, cum spune italian? Era mia. Era mia. Era mia. Era mia. Da, nu spui plancarda, n-ai voie să-i întreabă. Sigur că da. Deci nici o formă. Da, pentru că au țara oameni să se întâmplă cu proprietatea altă. Da. A, iar la noi... Bun, dar și dacă crește grâul prea mare, eu te-mi vine un cu oile să-l coastă, că nu-i vine un fel de plecare. Să-l bagi rădăcinea pământul prin înghețul. E cu dus întors aici. Și-a îngreșat. Îngreșăm lucrurile. Dar cu Deci, pregătirea asta este. Dacă dumneavoastră puteți discuta și cu o parte dintre cei amintiți aici, au timpul să-și mai regleze situațiile, să vină pe ele până la urmă. Dar ce zic, să stea de bun proprietarii, să... Noi la proprietari am zis de atunci. Vă duceți, trebuie să-l câtul la Dițăbonza, el are nevoie de teren. S-au fost oameni.
Deci restul vă dați seama. Da, dar atunci ce faci? Crezi că în efectivul de animale se duce un lume? Trebuie la 5 capri la etat? Stai că la vreo să fie luată de inițiativa. Să rezerve terenul și să lasă pentru să-l cosească. Da, asta e altceva. Asta nu îi pune în posesie. Eu zic, domnul... Dar unde ai cumva măsiri cum? Domnul consilier vă poate confirma. Aici problema. Unde sunt completat, da, mă duc în prezumesc, cosesc. Există și soluția asta, să punem în posesie acolo oameni. Da. Nu s-a făcut. Pentru că, în momentul când s-a făcut ele, nu sunt făcute pe nevoimășii. Este unde sunt făcute, punem în posesie. Da, și nu în posesie, efectiv, în fizic nu s-a făcut lucrul acesta. Dar, da, dar ce nu putem face și lucrul acesta. Doar așa. Asta și vezi, mă uit, băi, 10 vecini. Contractul de amendă, asta care se fac pentru pășunii. Trebuie să fie, deci, grupuri compacte. Dar nu o să fie trei contracte aici, trei la nu știu cât. Dom'le, dar asta înseamnă, dacă vă vedeți la pălării, merge la camera agricolă, în colaborare, dom'le, și proprietarii au contracte, și deși se împlinează. Nu, aici sunt ei acordul cu el, că nu-i, de asta spune. Pentru că e posibil ca aici, la lui, să fie 100 de hectare, omul să aibă numai nevoie de 50 de hectare, da? Presupune. Alea 50 o să rămână, dar undeva. Deci trebuie luat persoanele care vecine. Nu știu dacă sunt până la urmă, dacă, deci cum spune și să fie un grup compact. Dacă nu au fost puși acolo, cum zic eu, în fizic, fiecare știu unii bucăți ca lui. Dar pământul e acolo, da? Se poate face delimitare. Deci asta spuneam. Că dacă solicitau delimitare, doamne, eu am 20 de hectare. Stabilim unii. Dar aia să delimităm până aici și căutăm proprietarii din delimitare aia, din perimetrul ăla. Numai la Milostovești, cel puțin, că cunosc că este situația asta în care, eu știu, și Stâna și cei cu mobilii se suprapun, cu suprafețe. În sensul că nu au căzut să-și traseze un pătas, nu s-a găsit. Dar ei, efectiv, trebuie să justifice cât le este necesar. Și se trag la o... La o margine, suprafața respectivă. Ei, de la, la Grui, acolo, la Mirozovești, nu au făcut schimbul? Păi de la Cireadu, cu ăștia de la... Da, efectiv, păi trebuie să știe cine suprafața, trebuie să știe cine mai. Da, da, nu, dar eu am, de exemplu, ei la oitele meu și eu, în momentul meu, da, zăci trei, mi-a spus oitele de la vași. Dau un exemplu. Ești norocos? Păi câți ani, mă, câți ani? O 30 de ani. Păi uite, nu știe 10 ani, nu știe 10 ani. Eu voi 5 ani ca fel de eu. Și eu am 2 ori, dar și n-am luat 2 ani în urmă acum atunci. Da. Trei ani. Vreau să vă oricum, tendința este în scăderea efectivelor animale și problema asta o să fie și mai grav. Probabil o să apară exploatații agricole mai mari sau mici ferme, care abia atunci poate o să fie mai tot controlat. Situația. Dar eu observ că tot cei care au efectiv mari de animale, tot ei au tendința de a nu, de a nu avea justificare pentru scopul. Din obișnuință. Da, exact. Ca și cu plata impozitului. Tot o bătrână de 70 de ani este mai ordonată și mai corectă decât un contribuabil mare, o societate comercială care trebuie să fie cel mai... Ce mai ce mai e că nu mai e un da, mergem mai departe cu prezentarea raportului de activitate la Consiliul Local din cadrul Consiliului Local de Răzărești. Proiect de hotărâre de pe ordine de zi. Nu. Da, nu. Da, da. Am trecut mai departe. Mai las, cu data și departe. Dar noi, în realizat cine? Da. Nu știu cum o să nimeni, chiar nu trebuie să pieză tăva astăzi raportate. Adică da. Da. Cine? Dumneavoastră,
Activitatea pe care am desfășurat-o de la Biblie până în criză, asta vă știu de noi, dar suntem obligați să facem acest acord de activitate. O facem, dar avem un cod. În temeiul articolului 51 al linia 4 de legea 215 din anul 2001 cu privire la administrația publică locală, fiecare ales local de România are obligativitatea de a prezenta anual un acord de activitate privind desfășurarea mandatului său. Scopul acestui demers este asigurarea transparenței la nivelul administrației locale pentru ca fiecare cetățean să poată urmări activitatea aleșilor publici. Mandatul de consilier local din partea USR, am zis aici PSD ca să știe mai mult, a început din momentul de punere în mandatul în 2012 și în urma validării rezultatelor alegerilor locale. Prin hotărârea Consiliului Local din iulie 2012, am fost validat ca membru al Comisiei de Învățământ, Cultură, Culte, Sănătate, Sport, Familie și Protecție Socială, fiind ales de către colegii mei consilieri, președinte al acestei comisii, funcție pe care o ocup și în prezent. Am fost prezent la toate ședințele Consiliului Local, ordinare și extraordinare, fiind astfel printre consilierii care au avut o prezență foarte bună. Am luat parte la dezbaterea tuturor materialelor și mi-am exprimat votul deschis la majoritatea punctelor de pe ordinea de zi, fiind împotrivă, în primă fază, când s-a citat proiectul județean, sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași. În perioada care a trecut de la validarea mandatului de consilier local și până în prezent, am avut o activitate intensă. Am desfășurat în comisie sau în plen, împreună cu ceilalți colegi, o serie de activități care au avut ca singur scop corecta reprezentare a intereselor cetățenilor Comunii Grosovești, care ne-au acordat mandatul, așa cum am promis în campania pentru alegerile locale. Am avut consultări cu primarul Comunei și colegii consilieri, anterior redactării proiectelor de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local. Am inițiat împreună cu primarul Comunei și membrii Comisiei din care fac parte mai multe proiecte de hotărâri privind învățământul, sănătatea, activități social-culturale, de protecția copiilor, activități cu tineretul și activități sportive. Am contribuit la promovarea datelor și obiceiurilor locale. Am participat la întâlnirile cu cetățenii, fie pentru informarea lor cu diverse probleme de interes cetățenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localității, fie pentru consultarea lor cu privire la luarea unor hotărâri de interes public. Am discutat cu cetățenii din sectorul de care locuiesc despre strategia de dezvoltare a localității în perioada 2013-2018, ocazie care și-au exprimat lucrurilor de lucru. Am portat discuții cu cetățenii referitoare la curățenia din fața caselor, a șanturilor, aruncarea gunoaielor și aprinderea focurilor în locuri neperduse. Am participat împreună cu colegii consilieri, iar când a fost nevoie cu elevii, la festivități organizate cu ocazia diferitelor evenimente. Am participat la întâlnirea cu veteranii de război și la unele întâlniri cu personalități de seamă. Am făcut publice și am dezbătut hotărârile luate în cadrul ședinței local, cetățenii comunii, ori de câte ori a fost nevoie. Am răspuns întotdeauna solicitărilor primarului. Pe linie de partid, m-am implicat de fiecare dată cu succes atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale și prezidențiale. Intervențiile mele, constând în ori de poziție la materialele aflate în dezbaterea comisiilor de specialitate sau direct în plenul ședințelor de consiliu, pe diverse teme de larg interes puse în discuția membrilor Consiliului, pot fi regăsite în procesele verbale aflate la serviciul secretariat al primăriei. În toată activitatea mea m-am bazat pe reprezentarea intereselor comunității și am avut permanentă vedere dezvoltarea și modernizarea localității. Am făcut ceva. Am omis mai multe, că au fost făcute mai multe activități, dar... Nu, dar s-a omis și important, a studiat lui. Da. La tine. Pentru că e valabil și la mine, prima parte, întâlnirea 151, aliniatul 4, întâlnirea 215, posibilă la administrație pentru locală, e valabil și la mine ce și spune domnul Stani și scopul acestui demers este asigurarea transparenței la nivelul administrației locale.
pentru ca fiecare cetățean să poată urmări activitatea aleșilor publici. Mulțumesc mult! Stimați consilieri, sunt unul dintre veteranii Consiliului Local Miroslăvești, Doamna Stani. Ar fi de da. Și sigur că am încercat în toată această perioadă, sublinez, am încercat să fiu un exemplu pentru colegii mai tineri. De exemplu, în sensul de implicare în problemele voastre, concret. Spuneam la investirea mea, am fost ales consilier pe PSD-ului, la investirea mea spuneam că munca aceasta de consilier nu este numai onorifică, ci înseamnă să-ți asumi și o anumită responsabilitate. Pentru că atunci când noi greșim, sau dăm o hotărâre, aprobăm o hotărâre greșită sau mai puțin greșită, cei care ne taxează primii sunt sătenii. Purtam o discuție cu unii colegi, am fost unul din cei care am aprobat majorarea taxelor și a impozitelor în funcție de inflație, în funcție de ceea ce era prevăzut în documentele venite de sus, nu? De la Consiliul Județean, de la Finanțe, de la Guvern. Sigur că nici eu nu pot să fiu de acord cu aceste majorări, însă de multe ori nu avem un control. Iar o parte dintre dumneavoastră, o parte, sigur că ați vehiculat la nivel de obște, uite, domne, au crescut taxele impozite din cauza la domnopărerea, la stare și așa mai departe. Sunt președinte Comisie Juridice și Urbanism, Mărgarea Teritoriului, Protecția Mediului, comisie destul de complicată într-un fel, amestecată, asta este. Însă am încercat împreună cu membrii comisiei să întocmim acele proiecte de hotărâri care să facă din obștea noastră o obște cât mai cunoscută la nivel județean. Eu am spus și vă recomand și dumneavoastră să spuneți oricând să fiți mândri că faceți parte din Comuna Miroslăvești. Am fost și director în mulți ani și când de câte ori am mers în adunări la nivel județean, le spuneam cu glas tare că a noastră comună nu e orice comună. Ori dacă noi nu ținem foarte mult la emblema Comunii Miroslăvești, sigur că în timp pierdem teren și devenim o comună oarecare. Trebuie să spuneți dumneavoastră că cea mai frumoasă comună din județ. Da, un parlamentar, fără să dăm nume, sigur, Marisar, da, nu poți să spui așa că, în primul rând, părerea mea că nu cunoaște toate, sigur nu cunoaște toate comunele din județul Iași, ca nivel de dezvoltare, la economică, nici în nivel de cultură, de educație, nu poți să faci afirmația, zic părerea mea, așa că este cea mai. Eu, una dintre. Una dintre. Încât așa spun și eu. Deci este una dintre cele mai importante comune ale județului Iași. Deci, noastră asta e una, nu? Da, nu-i cea. Sigur, spun asta pentru că lucrând și în domeniul învățământului, prin profesia pe care o am, profesor de istorie și geografie, sigur că responsabilitatea mea este și mai mare, în sensul că atunci când ne vin diferite delegații, inclusiv de peste votare, trebuie, vreau, nu vreau, să ies la interval, să prezint cât pot, cât știu istoric comune și vă spun foarte sincer că pe toți care i-am cunoscut atunci când au plecat din teritoriu, mi-au strâns mâna politicos și au avut cuvinte deosebite, să știți despre ei. Bine, unii poate au spus așa, știu eu, din competență, dar unii i-am simțit, vă spun sincer. M-ați delegat să fiu în Consiliul de Administrație al școlii Miroslăvești. Deci eu sunt membru în cea al școlii, în partea Consiliului Local. Și am devenit, cum spun eu aici, o culea de transmisie între primărie, Consiliul Local, școală. Sigur că activitatea mea mai mult e legată de școală, însă ce se întâmplă în școală aduc la cunoștință Consiliul Local și viceversa. De asta mi-am luat rolul foarte serios și printre cele mai deosebite activități ale subsemnatului, aș aminti implicarea mea
în promovarea tradițiilor locale, vreau să întăresc faptul că eu, spre deosebire de unii dumneavoastră, am mers mai mult cu capra, cum am fi eu, peste munți și peste da, dar ce mai important, spuneți-mi la și sigur că eu am scris aici că o fac și de plăcere. Dar nu mai mult, ca toți faci excepție. Și spun aici de asemenea că am îmbrăcat cu cinste, să știți, costumul popular local. Și mă laud, aici chiar mă laud, că sunt singurul membru care al ansamblului de folclore. Da? Sunt, poate nu știți, sunt ogoșari, sunt vedete în această formație. Așa, doamna stare spune că mă instruiesc bine. Da. De asemenea, m-am implicat totdeauna cât am putut și n-am lipsit, cred că, la nicio activitate legat de protecția mediului, de ecologizare. Împreună cu elevii, am organizat cu școala, deci spuneam acțiuni cum ar fi săptămâna curățenie, de loc cu deșeurile din casă, un om o viață de om și altele. De asemenea, vine să știți că la clasă la 6-a și a 7-a, a 7-a și a 8-a, pardon, există o disciplină opțională, se numește istorie și geografie locală. Dumneavoastră cunoașteți că sunt unul din autorii monografiei Comunii Răsărești, și este mare păcat copiii noștri să nu cunoască cât mai mult. Să știți că sunt copii, am descoperit copii care traversează un pârâu de zeci, exagerez, de ani buni și ei nu știau unii dintre ei. Nu știau cum se numește pârâul respectiv. Deci, când au căzut în pârâu, ăla așa, zice, era bine, era bine. Deci probabil s-a omis atât de părinți, nu? Cât și de poate o parte din care, dar și care nu există pe acest segment. Nu-și cunosc dealurile din zonă, nu-și cunosc bijuteria, capela Sixtină, îi spunem noi la școală. Da, sigur, locală. Aici devine profesorul de geografie. Biserica de Rădeam. Promovată. Iar cineva spunea așa frumos, îl reproduc. Dom'le, eu am o problemă cu această, nu numai eu, mai mulți dintre noi, cu această Biserică de Rădeam. Noi nu realizăm, spun încă o dată, ce valoare avem. Și spunea cineva așa de frumos, degeaba avem dacă nu știm ce să facem cu ce avem. Eu am avut un proiect vechi, împreună cu frații Toman, acum vreo 20 de ani, 15 ani, când întreprinderea lor mergea dubiar și proiectul așa era al lor, eu l-am susținut și l-am mai spus în rândul consilierilor, era ca de acolo de divan, de la Copoi, era așa, unde este un mic spațiu mai larg, niște scări, din beton, cu balustradă frumos, adică cu un indicator super, cu o poză super absent. Și cei care trebuie pe Europa, nu vede așa, scrie așa, Biserică din Lemn, secolul 15, 16, 17, că aici mai sunt discuții. Și zice, dom'le, hai să facem un popas, cu un chioșc acolo, cu niște vederi, cu niște prianghi, și când ajung sus acolo, sigur că o să rămână. Este una de... Ne-am vizitat recent, acum un an, o doamnă, nu știu, din Germania, nu știu, nu știu, protestantă. Eu, în prima fază, am crezut că nu o să intri în biserică. Am spus, trebuie aceea pentru sebit. Așa. Dom'le, vă spun, deși protestantă. O intrat, nu s-a închinat, bineînțeles, așa. Și când a intrat, pentru că impresionează fantastic, nu numai exteriorul. Când intri în intimitatea ei, așa, îți dai seama de valoarea picturilor, și îți dai seama, deci parcă ești foarte, foarte aproape de Doamne. Asta este valoarea unei biserici ortodoxe. Aia catolică este extrem de înaltă. Parcă distanța între mine și Doamne e prea mare, e prea departe. Păi eu vreau să fiu mai aproape, știți? Vreau să fiu mai aproape. Pentru că, și așa, eu nu m-am mult distat pe pământul ăsta, știți? Și eu vreau distanța să fie cât mai aproape. Și o apreciat extraordinar. Spunea, clar, noi nu mai avem așa ceva. Și spunea, și asta mi-a plăcut, și doctrina reținii,
ferici de cetățenii și primarii care au avut grijă de ea. Nu ți-o iau o dată, nu. Mă rog, poate sunt și discuții, legeri, în sfârșit. De asemenea, participă la alte activități culturale și șezătoare în sat la noi. Sigur că aici nu sunt membri al formației, dar dau suflu celor care participă. De asemenea, m-am implicat în amenajarea cât am putut și promit în continuare în amenajarea Muzeului Sătesc. Este un început. Să știți că a fost o doamnă de la cultură, de la Muzeul Satului, cam așa ceva, și le-o felicitat pentru început. Sigur, le-a dat anumite indicații, acolo avem facilitate privind așezarea, n-ar și căuta ștergarul cutare sau scoarța cutare, etc. Am spus seama de observanțele dumneavoastră și încercăm să înmobilăm acest muzeu. E prins planul strategic, muzeul acesta sătesc, care trebuie să-l face. Acum, din nou, să încercăm, domnul primar, că dacă dumneavoastră vă duceți la bun sfârșit proiectul și eu sper să ies la pensie dintr-o școală nouă, vă rog să parați să fie terminat cu vreo 3-4 luni înainte de ieșire la pensie, pentru că vreau să fac și un muzeu școlar. Și parcă văd că suntem la concurență. Vreau să o să vreți muzeu sătesc, vreau să vreau muzeu școlar. Deci, vă dau o temă de reflexie. De asemenea, am participat la diferite activități culturale în parteneriat cu acel grup de intelectuali din Republica Moldova. La lansare de carte, știți, s-a lansat la Cărmin Cartea Cortul Dorului. De asemenea, un simpozion reușit la Puterea Pașcani împreună cu ei și cu veteranii de război, de vieșuri, iar spun eu să ne cinstim eroii neamului. De asemenea, tot timpul de plin de coroane de flori, comemorarea eroilor neamului, așa, la diferite sărbători din decembrie, zonă de ori, 24 noi, etc. Altă activitate, participarea COVID, zic eu, la excursiile organizate de domnul primar cu grupul de cetățeni din comună, la diferite obiective. Nu mai am mult imediat, nu știți, din Covina, ultima ieșire a fost la Mănăstirii Corneni. Oamenii rămân extrem de impresionați, să știți, de valoare artistică. Sunt oameni, ultima dată când am fost la sport, oameni extraordinari, cu foarte mult bun simț, evlavioși, m-au impresionat, sincer. De asemenea, în ce spune acțiuni socio-umanitare, la fel, mai am grijă de vecinii mei care sunt mai în vârstă, să-i mai întreb, barem, ce mai fac și dacă sănătoși. Să știți, bătrânii nu așteaptă de la noi neapărat ceva material. Ei așteaptă să le dai până dimineața, să le zic o vorbă și să-l întreb dacă are lemne care nu are gaz metan, să zicem, așa, sau când te roagă el tremurând așa, îți dă un bilețel cu număr de telefon și spune: domn profesor, te rog frumos, sună-mi fata, cât are bolnavă. E un lucru mare. Deci tot timpul să încercați, sunt convins că faceți dumneavoastră lucrul ăsta. Dar poate nu te faci și toate. Și câteodată e normal că mai plângi la un colin, spui că așa de asta nu m-am gândit. Eu lucru extraordinar, eu am mulți bătrâni, în zonă, vă dau un exemplu personal, un exemplu din zonă, Nene Costache Pădurar, vecinul meu, un om care a fost mai rece în relațiile cu vecinii. Asta e structura lui, eu îl respect foarte mult. El acum se vare o vârstă, e bolnav și cea mai mare bucurie din viața lui în ultimul timp nu e asta. Mi-a spus că când intră în casă la el să bea un bar de vin de-a lui, el nu mai bea. A băut, rațional, sigur, pe vremea, dar nu mai era loc, e bolnat. Și sunt dus atât de mult să vizite. E raport de vizitare și și de asemenea fac și eu, ca domn Florin, cum spunea data trecută, ca domn Astani, și unii fapte bune, financiar, și mulțumesc colegilor, tuturor colegilor, mi se pare toți, care ați donat indemnizația de consilier local, o parte din ea, și am raportat la rețele electrică o familie cu situații precare. Și am făcut-o, am spus și atunci, eu nu m-am cerut sprijinul pentru părinți. Părinții sunt de familie dezvoltată, e vorba de doi copii, copii foarte mari. Și mulțumesc și încă o dată că ați fost receptici. Și încheie așa, domnul primar, sunt convins, stimați consilieri, că în activitatea mea au fost și neîmpliniri, au fost dezamăgiri,
care m-au afectat atât pe mine, doamna Crina, cât și imaginea dumneavoastră ca și consilier local. Care sunt aceste dezamăgiri și neîmpliniri? Și sigur că înghițim în sec toți litigiul cu firma Adams Pașcan, care a dus la blocarea contru și care nu ne-a onorat pe nimeni, nici pe dumneavoastră, nici pe noi consilieri. Nu mai spun de decontarea unei sume uriașe, spun eu. Sigur că nu dețin toate datele tehnici, mă rog. Îmi permiteți să fac o paranteză aici? Da. Următoarea cotizație vreau să domnul domnul Apovăloaie, dacă se poate. Așa? Motivul? Să deblochez contul. Sumă, spun eu și mi-asum ce spun, care nu cred că se justifică atât de mare, sunt iar subiectiv, cum zice domnul consilier coleg, nu am reușit să facem până la capăt școala Miroslăvești, un proiect mai vechi, domn primar se angajează și sper în toată lumea să continuăm lucrările de abilitare. Și închei, sunt dezamăgit de proprii mei colegi de partid, sunt dezamăgit de consilieri, de consilieri de parlamentari din colegiul nostru. Sunt unul dintre cei care am depus suflet în campanie electorală, mă implic, nu-mi place să stau departe. Am crezut în cuvântul lor, chiar am crezut. N-am crezut în ce și-a trecut domnul primar, în proiectele lui, vreo 20. Am ajuns cu domnul primar la o negociere, domne, nu 15-16, bine, așa se trece într-un... Și-am convenit la 4, asta vreau, noi pe asta? Tristețea mea este că din cele 4, la ora actuală... Cum? Din cele 4. Am aprobat două, care mi-i accepte. Am aprobat, dar palpabil, deci... Deci, eu vreau să vă spun următoarea. Acum nu a specificat că sunteți președinte la Comisia de Mediu, a cărui membru vă sunt. De câte ori are loc o comisie, nu v-ați invitat. Dar, sub nicio formă, nu lasă nimic privind mediu. Deci, sau comisia pe care o conduce. Asta. Păi, ce să spun? Se întâmplă. Săptămâna curățeniei, virgul, locul deșeului nu-i acasă, deci acțiunea... A spus să faci o lizie, virgul, un om, o viață de om. Eu insist, nu, asta e treaba mea cu copiii, am spus, munca mea am plăcut de la școală. Deci, sunt așa cum le-am transmis. În primul rând, e obligație, a fi presunită, o comisie bune. Păi vine acum cu verile acestea, cu... Nu că e opera mea, dar cu belii de acopații care îi avem, că ăsta nu pun la ceva cu belii. Deci, comuna noastră acum, dacă te-ai gândit cum arăta comuna noastră pe timpul, acum 10-15 ani, mă refer la curățenie, și cum arată acum cu aceste cu belii, și ne luptăm, eu mă rog cu elevii la școală. Eu mă gândesc cum va fi de la anul, când va prelua Arsaces. Va fi închis protal. Nu trebuie să speriem oamenii. Mă speriem, mă sperii pe mine, da? Bun, dar tot noi am hotărât, așa că dăm altă hotărâri prin care ne retragem din... Deci, și eu sunt de acord de pe acum, vă zic. Poftim. Eu mă gândesc numai la preț, la agent comercial. Deci, eu am copilul, să spun cât plătesc, de persoană. Da. Deci, v-am zis de atunci, să ne gândim bine că în o familie pădurară are 10 metri. Ca să plătească el într-o lună 750 de mii, nu, 750 de lei. Atâta timp cât o alocație de 42 de lei din 2004. Corect. Și noi am mai crescut taxe impozite la nivel de inflație. Dar nu ne-am gândit că salarii, pensii nu prea au mai crescut. Sau, ce avem noi aici? Lapte, carne. Mă gândesc când era domnul Tescu primar, s-a adunat ăsta animale aici. Postalul, Sece Marcel, creștea lumea animale. Păi 80 bani, 90 bani au rămas litru de lapte din 2007-2008, atâtea și acolo, nu?
Și atunci pe ce să mai țin om? Aia e problemă. Da. Așa, perspectiva. Pe ce să mai fac copii, să mai merg la școală, să merg și să intre ținut? De ce să mai întoarcă frații noștri plecați afară? Nu o să fie sărăceată, de mare mai mare ca România nu poate. Ai văzut că astăzi au mai murit trei de-a noștri? Lungare, și tot cine e vinovat? Noi, că ne-am vândut țara, nu vinovat ăla cu autocarpul, dar toți pleacă la muncă, obosit, mai zic la... Da, da. Deci, nu? Are interpelare. Ascultând raportul de activitate al România, pentru că a fost profesor meu de istorie, geografie, mi-era dor de povești din lui, povești reale. În afară de poveștile care nu sunt la istorie. La istorie. În afară de poveștile care nu sunt la istorie. Pentru că am văzut că tot ce sunt discuțiile astea sunt agitoare aici. Ne acuzăm unul pe altul ca și consilier, că și alu făcut mai mult, și alu făcut, și alu zis ne-ai făcut. Asta duce la probleme. Propun, nu, am o propunere, după modelul realitate, știți, nu știu dacă ați văzut, dosarul de politician. Adică, cum ar fi BTV, să fac un clasament, domnule, zic, să iei o notă fiecare consilier în parte, zic, domnule, uite, meritul dumneavoastră. Bun, ce zic să dea materie? Că eu? Nu! 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 Să nu auziți! Radu, vă zic domnul! Să nu-l cont! Să nu-l cont! Să nu-l cont că ați vorbit atât de frumos și ați avut un raport atât de lung de activitate. Deci, cu speranța că luați o notă bună, dacă ați fost proiectul meu, e bună, e bună. Dacă ați mai lumea spune la urmă. Da. Dacă vreți așa ceva, la sfârșitul anului, să spunem, nu? Să poți face un fel de... Deci un vot secret, un fel de bilanț și să ne dăm noții. Deci un tabel frumos și fiecare să dea noții. Nu, așa, eu nu sunt matare, sunt obligat să dau o notă mare, nu vei, dar ți-am fost mai mare. Nu, 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 așa. Da, plumim. Aici. Nota aștept cine, da? O să dea oamenii fiți. Da, 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 eu văd plumă. Domnul Vici, este vorba tot din mine. E vorba de deformatarea părâului mori. Dar haideți să trecem mai departe, cum ești bun, spun la vitesă. Aveți alte... Mai sunt alte proiecte? Trecem la... Că tot am discutat la terenul, după spune. Deci, cu aceste fiind spuse, proiectul hotărârii nu mai sunt. Se încheie ședința în Consiliul Local. Vă mulțumim frumos că ați avut răbdare până la capăt. Rămâneți, mai este partea a doua la diverse. Apropo de chestii, spuneați dumneavoastră, spuneați, nu era o problemă aici. Asta trebuie și o problemă de